Vreau să vă întreb dacă vă e sufletul în pace. Și indiferent ce ar fi, vă invit să intrăm în pacea sabatului în așa fel încât să ne regăsim sufletul alături de Domnul Isus Hristos și să-l regăsim pe Domnul Isus Hristos în sufletele noastre. Spuneam și altădată și cred că e bine să reamintim. Pragul e cel mai greu. Unii dintre noi stăm încă pe prag. Alții am pășit înăuntru sper din tot sufletul nimeni să nu fi rămas afară. Și când vorbesc despre prag, mă refer la pragul dintre timpul profan și timpul sfânt sau timpul sacru. Pentru cei ce am venit la biserică, venirea la biserică arată că suntem gata. Arată că mult mai direct ne-am pus hainele de sărbătoare și că aceste clipe de sabat încep sărbătoarea. Uneori, biserica sau atmosfera de biserică este destul de provocatoare pentru noi, tocmai din cauza aceasta. Dacă am, put dacă am fi putut să rămânem acasă și dacă am putea să rămânem acasă într-o atmosferă mai lejeră, ne-ar fi mai ușor. Și mulți preferăm lucrul acesta. Dar făcând asta, în multe situații uităm că odată cu Sabatul, noi ne întâlnim cu sfințenia lui Dumnezeu sau cu sacralitatea lui. Și în fața sfințeniei și a sacralității, ființa umană trebuie să schimbe ceva. E acel apel al lui Dumnezeu care spune scoateți încălțămintea din picioare căci locul pe care calci este sfânt. Avem nevoie de exercițiul acesta. Avem nevoie de experiența asta. Avem nevoie ca sabatul să ne scoată din timpul nostru obișnuit, și să ne așeze în timpul lui. De aceea vreau să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această întâlnire care a pus-o la dispoziția noastră. Ca urmare a acestei realități, vă voi invita să continuăm studiul nostru din Sfânta Scriptură. În ceea ce privește viața profetului și a împăratului David, voi păstra înaintea minții mele și a dumneavoastră întrebarea aceea fundamentală, Doamne, de ce David este om după inima ta? De ce David este profetul tău? De ce David este prototipul Domnului Isus Hristos astfel încât să devină Isus fiul lui David? În timp ce viața lui are atât de multe semne de întrebare. Și încă n-am reușit să ajungem la un răspuns, dar ne vom apropia de el. În seara asta, încă un semn de întrebare. Întâi Samuel, capitolul 27, mai departe. Um, în întâia carte a lui Samuel, 28, cu versetul 3, există o afirmație care am putea să o trecem cu vederea, dar este fundamentală. Samuel murise. Începând cu capitolul 27, ceea ce se întâmplă aici, ceea ce vom studia în seara asta, se întâmplă sub semnul acesta al morții lui Samuel, și anume profetul. Prietenul, stâlpul, sprijinul lui David se dusese. Cu cine rămâi? Când moare Samuel. Samuelul tău, prietenul tău, acela care te-a susținut. Când aparent rămâi singur, cu cine rămâi? să pus problema. Vă așteptați ca după moartea lui Samuel credința lui David să se întărească sau să scadă? Cum vă așteptați? Cum vă așteptați? Nu, aștept să-mi ziceți, să dialogăm puțin. Să cadă sau să scadă? Unii dintre noi ne gândim, și eu m-am gândit în felul ăsta, dacă David e profet, dacă este prototipul Domnului Isus Hristos, mă aștept ca el să fie sprijin pentru alții. și nu m-aș aștepta ca el să aibă nevoie de un sprijin. Cu toate astea, ceea ce descoperă aici, este această nevoie fundamentală a fiecăruia dintre noi de a mai avea pe cineva lângă. Ilie, deznădăjduit datorită faptului că a rămas singur, Domnului Hristos în grădina Ghețemani, luptându-se în chinul acela agon, al agoniei din cauza că e singur, nu poate să ia cu el nici măcar un ucenic. Ultima grupă de ucenici, cea mai aproape de el, era la o zvârlitură de băț. Era singur. Apostolul Pavel vorbește despre situații de felul acesta când zice trântit jos, dar nu omorât. Vă duceți aminte de expresia asta? Trântit jos, dar nu omorât. În condițiile acestea, versetul 1 din capitolul 27 intră în sufletul lui David și ne povestește gândirea lui. David a zis în sine: Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Adică, ideea era cam așa: scapi odată scap de două, scap de trei. Dar de câte ori să scapi? Hm? Ajunge să te prindă, de câte ori trebuie să te prindă ca să se termine? De câte ori? O dată. Ajunge să faci o greșeală. Ajunge să fie odată dată Saul mai isteț decât tine. E gata. Câți ani de zile trebuie să fugi, David? Câți ani de zile trebuie să fii întotdeauna cu câteva mutări înaintea lui Saul ca să nu te prindă? Câți ani de zile trebuie să te ferești? Vreau să vă întreb. Tu n-ai obosi să fii în locul lui? N-ai obosi? Și peste toate acestea moare și Samuel. Și se pare că tot Israelul încape pe mâna unui rege pe jumătate nebun. Tot Israelul, toată zona respectivă, este o zonă de pericol pentru David, o zonă interzisă. Și în momentul acela, logica umană îi spune cuvântul: Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug la filisteni pentru ca Saul să înceteze să, mai caute, să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Corect sau nu? Corect sau nu? Corect? Surprinzător, David se întoarce la Gat, la Achish. Cine era acest Achish? Împăratul filistenilor, sigur că da. Mai fusese aici David? Mai fusese sau nu? Mai fusese când? Cu Goliat, cu Goliat, dar după aceea mai fusese vreodată? Haideți! Când făcuse pe nebunul, unde făcuse pe nebunul David? Poftiți? Tot la Achiși. Cum te duci înapoi? De-abia ai scăpat de acolo. Te-a ajutat Domnul să ieși acolo. te întorci înapoi. Împăratul te știe că ești... Ai probleme psihiatrice. Cum îi câștigi încrederea? Nu ți-e rușine, ai făcut odată pe nebunul. Ce șansă ai acum să zgăsești loc între oamenii aceștia? Um, o altă problemă. Oare perioada asta cât a stat între filisteni își va pune amprenta pe viața lui David sau nu? Una e să stai între filisteni, și alta să stai între izraeliți, așa e? E vreo diferență? Versetul 7 din capitolul 27 ne spune că a stat între filisteni un an și patru luni. De ce vă aduce aminte perioada asta un an și patru luni? De armată. Da. Un an și patru luni a făcut armata acolo între ei. Își va pune amprenta pe viața lui? David este omul care a fost format, avea cei șapte ani de acasă, făcuți cu Dumnezeu în pustietatea aceea a Betleemului. La adolescență, puțin mai târziu, Incidentul cu Goliat și omorârea lui Goliat îl aduce pe David la curtea lui Saul. A fost aducerea lui David la curtea lui Saul un element pozitiv în viața lui David? Da sau nu? Mulțumesc și da și nu. Uh, Elen White spune la un moment dat că Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile acesta să se întâmple în viața lui David ca David să cunoască pericolele curții regale. Rețineți lucrul acesta, pentru că atunci când David își va forma propria sa curte regală, el va încerca să aplice cu totul alte reguli decât regulile pe care le-a găsi, le găsit el la curtea lui Saul. Și vom ajunge acolo și, după părerea mea, este uluitor ceea ce vrea să facă David, ceea ce încearcă David să facă din punct de vedere al guvernării, din punct de vedere al oamenilor cu care se înconjoară el. Dar până să ajungă acolo, David stă o perioadă destul de îndelungată la curtea lui Saul. Avantajul este că el cunoaște ce se întâmplă la curte, intrigile, politica, toate relele de aici. În același timp, toate astea își pun amprenta pe sufletul și pe viața sa. Același, același comentariu foarte frumos vorbește despre faptul că datorită politicii, datorită curții lui Saul, David pierde din vedere pe Dumnezeu și credința lui începe să se orienteze către mijloacele oamenilor, adică politic. David învață să mintă, David învață să se prefacă, David învață strategii specifice lumii în care trăia. Și apoi, dintr-o dată, peste toate astea, David ajunge la curtea filistenilor. Mai bine sau mai rău? Mai rău. Un an și patru luni stă aici. De bine sau de rău? Ceea ce povestește capitolul 27 este traumatizant. Dureros. Versetul 8. David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriților, ghirziților, amaleciților, Versetul 9, David pustia ținuturile acestea, nu le lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, le lua oile, boii, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorcea și se ducea la achiși. Achis zicea, unde ați năvălit azi? Și David răspundea, spre zi de iuda, spre de zi de Ierahme, Ierahme Eliți, și spre zi de cheniți. Convenabil pentru Achish, care primea Prada. Nu punea prea multe întrebări, pentru că n avea rost. Nu-l interesa nimic decât că se îmbogățea din mâna lui David. Versetul 11. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la gat, cât se gândea el. Ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică așa a făcut David. Și aceasta a fost felul lui de purtare tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. Cum vi se pare felul ăsta de purtare? Acesta a fost felul lui de purtare. Bun, ăsta a fost. Dar cum e? Așezați în dreptul lui o... un calificativ moral. Bun, rău, cum vreți să puneți, să spuneți? Cartea Patriar și Profeție aduce oarecare lumină aici. Pagina 695, capitolul este David Cafugar, numărul 64. Cu referire la perioada aceasta, găsim scris așa: Prin prefăcătoria aceasta, cuvântul care califică moral situația lui David era prefăcătorie. Pe de altă parte, tot aici, David știa că este voia lui Dumnezeu ca triburile acestea păgâne să fie cu totul nimicite. În Iosua, capitolul 23 cu 13, Iosua îi avertizează pe poporul Israel și spune așa. Dacă, versetul 12 și 13, fiți atenți, dacă vă veți abate și vă veți lipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorie și dacă veți intra în legământ cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai zgoni aceste neamuri dinaintea voastră. Până aici e suportabil nu îi va izgoni, nu îi va izgoni. Trăim împreună. Asta este. Fiți atenți, însă, consecința. Ele vă vor fi o cursă și un lață. Un bici în coaste și niște spini în ochi. Până când? Ce urmează? Așa zice, până veți pieri. Cine îi va face pe israeliți să piară? Aceste neamuri. Aceste neamuri. Când Dumnezeu vorbește cu Abraham și îi spune lui Abraham nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful, Dumnezeu știa că atunci când amoriții vor ajunge la vârful nelegiuirii lor, când cale de întoarcere sau de pocăință nu va mai exista pentru aceste triburi, ele vor funcționa ca o sursă de putreziciune pentru toată civilizația din zona aceea. Indiferent cine ar fi fost. Ca și Sodoma și Gomora, Dumnezeu trebuia să intervină chirurgical în zona aceea și să scoată aceste, aceste focare de, 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 infecție pentru ca țara, adică Canaanul, să poată să fie în siguranță sau o zonă sigură. Um. N-au făcut lucrul ăsta. Nici pe vremea lui Iosua, nici Saul, când Dumnezeu l-a trimis în mod special să lupte împotriva maliciților. N-au făcut. Care a fost rezultatul? Care a fost rezultatul? S-a împlinit profeția. Le-a fost o cursă și un laț, un bici în coaste, spini în ochi. Iar starea spirituală a poporului Israel din cauza lor s-a degradat din ce în ce mai mult. Pe fondul acesta citesc: David știa că este voia lui Dumnezeu ca triburile acestea păgâne să fie cu totul nimicite, și mai știa că El este rânduit pentru a face această lucrare. Vreau să vă întreb: era oarecum justificat David în acțiunile sale? Găsea justificare. Ăstea sunt dușbanii morale poporului Israel. Sunt o zonă de corupere permanentă pentru popor. Ei nu se pocăiesc, nu se întorc de la păcatele lor. Există încăpățânare și există respingerea adevărului. Ca urmare, ei Dau la o parte mântuirea lui Dumnezeu. Și David spune, dacă eu vreau ca, sau dacă noi vrem ca poporul lui Dumnezeu să meargă înainte, aceste, aceste zone de infecție trebuie să fie curățite. Fiți atenți ce urmează. Dar David nu umbla în sfatul Domnului când practica înșelăciunea. Ce vreau să observați? Observați, vă rog, anumite motivații bune încearcă să justifice proceduri rele. Prefăcătoria și înșelăciunea n-au ce căuta în acțiunile lui David, cum n-au ce căuta sub nicio formă în acțiunile niciunui om pocăit care se întoarce la Dumnezeu. Chiar dacă sunt justificate și altfel și mai citesc o dată ce spune David. Căci ei, dacă mai lași pe cineva, ar putea să vorbească împotriva noastră. Și atunci filistenii ar afla de lucrul ăsta și am avea probleme. Există și justificări. Pe lângă justificările acestea spirituale, există justificări politice. Și timp de un an de zile, un an și patru luni, David se justifică politic în ceea ce face. Care e metoda lui Dumnezeu de a-l trezi pe David? În Samuel, capitolul 28, Saul este atacat de coaliția filistenilor. David este pe teritoriul filistenilor. În mod normal, trebuia să fie luat și el să lupte împotriva propriului său popor. Lupte interioare teribile. Va lupta David împotriva lui Israel sau nu? Va lupta sau nu? prefăcătoria și înșelăciunea care o învățase timp de un an și patru luni la filisteni, îl vor ajuta? Care este modalitatea în care Dumnezeu dorea să îl vindece pe David de aceste două nenorociri? Ale caracterului. Repet, prefăcătoria și înșelăciunea. Mă gândesc că au fost discuții interminabile în tabără. Dumnezeu găsește o cale să-l scoată pe David de acolo datorită faptului că filistenii gândesc. Și ei, strategic, și spun: Dacă în toiul luptei, acesta va întoarce armele pentru că el este împăratul lor. Și n-au încredere în David. Această neîncredere a lor în David îl ajută pe David să scape de această dilemă morală, etică, fantastică. Ce fac? Sunt cu oamenii aceștia, cu filistenii, care m-au primit la ei acasă. M-au apărat de Saul. Cui trebuie să slujesc? Cui trebuie să-mi încredințez viața mea? Cui trebuie să fiu credincios mai mult? Filistenilor care m-au salvat sau neamului meu din care aparțin, dar care m-a urmărit să mă ucidă? Cui? Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, dumneavoastră, cum l-ați sfătuit pe David? Trădesc pe filisteni sau trădesc pe Israel? Observați? Oricum n-ar fi fost bine. În orice situație, David ar fi trădat. Aceasta este strategia lui Satan. David n-a greșit prin faptul că la un moment dat s-a dus la filisten să scape de Saul. David a greșit atunci când a crezut că stând pe teritoriul filistenilor e în siguranță. Acolo a greșit. El n-a prevăzut că pe teritoriul filistenilor se vor crea probleme de așa natură încât oricum ai da o tot rău iese. Oricum ai dau-o, tot trădezi. Oricum ai dau-o, tot calci porunca și legea lui Dumnezeu. Oricum ai dau-o, tot necredincios ești. Satan lucrează în felul acesta. Te lasă, stai liniștit până când te prinde într-un colț. Și n-ai cum să ieși. Numai Dumnezeu te poate scoate. Numai Dumnezeu poate interveni să te trimită acasă, unde trebuia să stai de mult, David, ca să ne ajungi aici. E ceva de învățat aici? Dragii mei, niciodată nu există siguranță pe teritoriul filistean. Acolo unde Dumnezeu nu există. Niciodată nu vei avea uh, pace. Nu vei avea, nu vei avea capacitatea să iei, de, să iei decizii care să te ajute să rămâi un om al credinței. Nu vei putea. Ceea ce mă fascinează este și un alt lucru aici. Capitolul 29 cu versetul 6, Achish, împăratul filistenilor, vorbește cu David în următorii termeni. Viu este Domnul om. Oh. Despre ce este vorba aici? Care domn? Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând cu noi. Cum a fi sunat cuvintele astea în urechile lui David care știa că se preface și că înșală. Și aici și spune Viu este Domnul că ești curat la suflet. Și el în timpul ăsta zicea Viu este Domnul că te-am păcălit. Ce vinovăție teribilă, ce mustrări de cuget. Aproape că atunci când făcea pe nebunul, era într-o poziție mai bună decât acum când făcea pe corectul și era un înșelător. Atât, atât de mult avem de învățat din situația aceasta. Compromisurile noastre ne costă, fraților. Punerea noastră, călcarea noastră pe teritorii care nu sunt sfinte, mai devreme sau mai târziu vor aduce asupra noastră probleme insurmontabile, vinovății de care nu vom putea scăpa ușor, mustrări de cuget. Al doilea răspuns al lui Achish, versetul 9. Știu că ești plăcut înaintea mea ca un înger al lui Dumnezeu. Auziți cum vorbește Ma, mă... Nu știu ce să mai spun. Mă doare. mă doare atunci când mă gândesc ce dezamăgire ar fi fost dacă pentru o clipă Achiș ar fi descoperit adevărata fața lui David. Știți că uneori Dumnezeu are milă nu numai de noi, dar și de oamenii din jur, atunci când acoperă în dragostea Lui Părțile încă nesfințite ale caracterului nostru. Întrebarea care mă frământă este: cum, Doamne, îl vei trezi pe David? Și, în final, capitolul 30, David se întoarce înapoi, se întoarce înapoi cu oamenii lui, s-au sculat, noaptea de tot, să -ajungă, ajungă, la, la țiclag. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, trei zile de călătorie, amareciții năvăliseră în partea de miează zi, nimiciseră, arseseră Țiclagul, luasele prinși pe femei, pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, Interesantă subliniere aici, că David omorâse peste tot. Spiritul acela filistin pătrunsese în mintea și în oasele lui David. David coborâse mult, coborâse jos, rău. luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Nevestele, fiii, fiicele fusese luați prinși. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul, au plâns până n-au mai putut plânge. Versetul 6. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Niciodată David n-a ajuns mai jos, așa este? După ce a avut loc în viața lui această ruină spirituală, imediat după aceasta a ajuns în momentul lui de ruină națională sau de ruină politică, cum vreți. Niciodată oamenii lui care până acum ținuseră la el cu viața lor nu puseseră mâna pe pietre să arunce în David. Există un principiu pe care Cartea Marea Luptă îl prezintă, și anume, după ruină morală, urmează întotdeauna ruină națională. Lucrul ăsta s-a întâmplat la David, lucrul acesta se va întâmpla cu America, lucrul ăsta se va întâmpla cu orice societate care îl părăsește pe Dumnezeu. Ăsta este momentul de trezire. David este scuturat puternic. Toată tabăra stătea cu degetul către David și spunea: "Tu ești de vină." Era de vină? Până la urmă nu este ușor să dai de mâncare la o tabără de peste 600 de, băr de oameni, bărbați cu familiile lor, adică peste 1000 de oameni. Așa e că nu e ușor să dai să, le, să le mănânce în fiecare zi. David trebuia să aibă grijă de ei. Episodul cu Nabal arată cât de greu făcea rost de mâncare. Proviziile nu erau la îndemână oricând. În condițiile astea, David face ce poate. Probabil că l-a explicat oamenilor. Până în momentul ăsta oamenii fuseseră de acord cu el, dar dintr-o dată toată tabăra ridică degetul și spune Tu ești de vină! Și David, pentru prima dată în viața lui, este confruntat cu sentimentul de vinovăție, cum că el este de vină pentru toți. Wow! Vi s-a întâmplat asta vreodată? Să te arate cu degetul altcineva și să spună tu ești de vină din cauza problemelor care le am eu? Nu e deloc ușor. Adam, Adam a fost chemat de Dumnezeu să stea de vorbă, să-l întrebe ce faci, de ce ai făcut lucrul ăsta. Foarte greu să răspunzi. Eu sunt de vină. Foarte greu. Și Adam a întins degetul și a zis nu eu sunt de vină, uite altcineva e de vină. Și femeia a întins și ea degetul și a zis, nu eu sunt de vină, ci tu ești de vină pentru că ai făcut șarpele. Nu mai este timp, dar aș vrea să vă întreb. Înțelegem că ori de câte ori întindem degetele spre altcineva de fiecare dată unde ajunge degetul nostru. Poftiți? Dacă ajunge la noi, e ok, nici nu e rău. Marea problemă este că până la urmă ajunge la Dumnezeu. Cine devine? Fratele meu, sora mea și uh, el, de ce ai îngăduit să facă lucrul ăsta? Că tu, Doamne, puteai să-l oprești, că tu ești suveran și așa mai departe. Este fratele meu, este fratele tău, dar tu ești acela care ești în control. Și de fiecare dată. Arătătorul nostru se oprește la el. Cine poate să spună, eu sunt de vină? Cine? Mântuitorul a stat în grădina Ghețeman datorită acestui lucru. Vreau să vă întreb, care a fost fenomenul acesta de Transfer al păcatului, depunerea păcatului întregii lumi asupra Lui. Cum se întâmplă treaba asta? Că Mântuitorul n-a păcătuit. Nu ați băgat de seamă cu o menire întreagă lucrează la asta? clasic. Psalmul 73. Versetul 13 mai departe. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci mie îmi merge rău. Și cu ei merge bine. Poftiți? Celor răi. Cine-i de vină? De, vină. de fiecare dată când noi, ca oameni, găsim nod în papură și arătăm către Dumnezeu și suntem nemulțumiți, de fiecare dată când nu spun eu sunt de vină, întotdeauna finalul este că de vină este Dumnezeu. Sfânta Scriptură este plină de exemple de felul acesta. Plină. De foarte puține ori pe pământ s-au auzit voci care să spună pentru noi este drept că ce-am primit pedeapsa pentru Faptele noastre. Vă aduceți aminte ale cui a fost cuvintele astea? Tâlharul de pe cruce care s-a pocăit a dat o lecție extraordinară unei lumi care uh, caută cu disperare un vinovat în stânga și în dreapta pentru ca să se disculpe. în condițiile acestea, și cu asta voi încheia, frații mei, în condițiile acestea, David a zis preotului Abiatar, versetul 7, Adun pe fodul. Vreau să vă întreb, de câtă vreme nu mai ceruse David de fodul? Asta este momentul întoarcerii lui David. Este echivalentul momentului în care fiul rătăcitor și-a venit în fire. Samuel murise, ajunsese la Filisteni, familia lui și cu tot ceea ce adunase până acum dispăruseră, oamenii lui puse să pe pietre, el era vinovat. Cine îl mai poate scoate de aici? Cine l-a mai, mai putut scoate din mâna lui Achis? Adu-i fodul. Versetul 8. David a întrebat pe Domnul: Rămân întrebări fără răspuns. Pe celui Saul, Domnul nu i-a răspuns. Și lui David îi răspunde. Dar despre această dilemă vom studia în întâlnirea noastră viitoare. Pentru noi în seara asta. Indiferent unde ai căzut, indiferent unde te-a dus viața, Aduie fodul în viața ta din nou. Adu rugăciunea în viața ta din nou. Este momentul de cotitură. Nu există o, o, o revenire în fire mai autentică, mai frumoasă, mai extraordinară decât în momentul în care te pleci pe genunchi, aduci rugăciunea în viața ta, aduce fodul în viața ta pentru ca să întrebi pe Domnul în legătură cu starea ta. Nu face superficială nu o face ușor. Fă-o cu toată inima, cu disperare chiar. Problema nu este cine este vinovatul. Problema este unde e fodul. Unde l-ai lăsat? Pășim înaintea ta, Părinte. În numele Domnului Isus Hristos, pentru ca să ne umpli inima cu pace, cu credință, cu încredere, Doamne. Pentru ca să știm că singurul care ne poate scoate din neputința și imposibilitatea, în care noi cădem deseori, ești tu. Îți mulțumim pentru că te avem și te rugăm să ne ierți ori de câte ori ne-am încrezut în noi. Ori de câte ori am căutat soluțiile noastre pe teritoriul filistean al acestei lumi. Ori de câte ori am crezut, Doamne, că în altă parte, se află răspunsul la nevoile noastre. Iartă-ne pentru compromisul nostru. Iartă-ne, Doamne, pentru căderea ființei noastre departe de Tine. Iartă-ne pentru că, datorită șederii și rămânerii noastre în cultura acestei lumi, Uneori am învățat limbajul ei, am învățat strategia ei, am învățat, Doamne, gândirea ei. Te rugăm, Doamne, trezește-ne, trezește-ne ființa și ajută-ne să strigăm după efod, să aducem efodul în viețile noastre. Pentru ca să te aducem pe tine în viețile noastre. Biserica ta să se transforme într-o biserică a rugăciunii și Duhul rugăciunii să salveze, să ne salveze pe fiecare dintre noi din căderea noastră. În numele Domnului Isus, își cerem prezența. Ne supunem voinței tale. Și te binecuvântăm ca să rămâi în viața noastră. Amin.